Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod de GTA 5. Oh, salut Raul. De ce? Why? Cine e Raul? Cine e Raul? Ok, lasă, nu zice nimica. Ok. Bine v-am găsit la un nou test de placă video, pentru că da, n-am mai făcut de mult și trebuie să fac și nu neapărat trebuie să fac, dar placa aia video veche începuse să deja. Începuse să-mi facă fițe. Era like, mă jucam GTA, după aia am scădea la 5 frame-uri GTA-o și na, mă rog, îmi făcea fițe. Și am hotărât, bă, frate, hai strângem bani. Și luăm un GTX 970. Ok, am făcut-o și pe asta. Hai că asta, ăla merge mult mai bine de aici. Graphics. Avem aici cam totul pe very high. Deci totul e pe very high. Asta nu-mi place mie blur-ul, gen dacă îl dau la maxim, apply changes, pac. Nu-mi place așa când mișc să se vadă așa blurat, vedeți? Nu-mi place, like, să se vadă așa blurat când mișc, dar na. Ăla oricum nu ține nimic de asta și uite placa asta, uite parcă merge mult mai bine. Am testat și The Forest. O să intrăm imediat și în The Forest. Poate o să intrăm și în The Forest. Și da, mie merge foarte bine. Merge mai bine decât cealaltă. Adică e și logic merge mai bine. GTX 970, nu? Da, deci merge mult mai bine. Deci mult mai bine merge. Da, uite, merge mult mai bine. Am peste 40 de FPS, ori ne ia cu totul pe ultra. Peste 400, 40, 50 poate chiar. Opa, m-am bușit. Merge foarte bine, o să mișcă foarte bine. Ok. Ia, hai, bă, să vedem o explozie cum merge. Boom. Bă, vină. Băi, fratele meu. Opa, nu, nu, bă! Ce pana mea? S-a băgat în față și l-am bubuit pe el. Oh, lol, ce tare a fost chestia asta. Te-ai băgat în fața grenăzii. S-a băgat în fața grenăzii. Ok. Hai să ne mai plimbăm mașina și intrăm și în The Forest să facem testul. Hai să luăm și pe Mihai ăla. Fac test la noua placă video. Apari pe YouTube. Vino mă încoași, tași din gură. Ok. Hai să vedem. Și de acum încolo, când o să-mi iau component nou la calculator, gen procesor sau placă video nu mai am nevoie. Știți, când o să-mi iau ceva nou la PC, am să-l testez. Ok, fine, două puncte pe direct. Direct troll face. Stai să văd dacă filmez, să fiu sigur. Ok, filmezi bine. Sper că nu o să-mi scadă frame-urile în OBS, că OBS mai îmi face fițe și eu filmez, practic merge foarte bine GTA-ul, dar după aia, când mă uit pe filmare, merge în 30 de frame-uri, 20, știi? Și de aia nu vreau să se întâmple de asta. Ok, și mai testăm un pic placa video. Apare, n-am primit niciun frame, bro. Hai să mergem așa, puneți detalii mai multe, like. Ce mi-a făcut abonați? Mersi. Ok, și hai să vedem. Uai, ok. Ne-am rotit un pic pe aici. Dar uite, placa video încă merge bine, nu s-a blocat, n-am făcut niciun frame drop până acum. Hai să dăm așa mai distanță. Să vedem. Da, uite, mai sunt multe detalii și încă nu a dat niciun frame, nu am dat niciun semn de frame drop. Foarte tare, ia. Wow, încă niciun frame drop. Și s-a întors pe aici, asta, mașina s-a obosit. O zbura chestii din ea și niciun frame drop. Wow! Sunt impresionat încă de placa asta video. Pentru că știu că cealaltă deja îmi făcea frame drop-uri. Îmi făcea fițe, adică. Da, uite, asta nu face nicio fiță. Ui! Ok, foarte tare, ia uite. Nu se întâmplă nimic. Niciun frame drop. Până acum o țin constant în 50-60 de FPS-uri. Ok. Hai la mașina mea. Stai. Hai să ne mai bușim.
Gen să provocăm ceva mai așa, wow, o explozie ceva și după aia intrăm pe The Forest, vedem cum merge pe The Forest. Că știu mai zice cineva în comentarii, păi da, îți merge în GTA 5 bine, dar în The Forest, după aia bubuie. Și avea dreptate tu cel care zice, nu știu cum te chema, Waze sau ceva gen Waze, nu știu cum te chema. Avea dreptate, când am intrat în The Forest mergea greu, dar acum am testat și asta merge bine în The Forest. Dar o să vedem când filmez, n-am testat când filmez, știi? Ia. Dar până acum, uite, și blur-ul și toate astea n-a făcut nimic. Merge foarte bine cu placa video, niciun frame drop, nimica. Ia. Wow. Wow, nimica, bă, frate, merge foarte bine placa asta video. Ok, testul la The Forest. Ah, m-a scos din meniu, fuck. Ok. La The Forest, așa ce zis el. Ok, să mergem pe The Furist, The Furist, The Furist. Ok, că o să ieșim, o să vadă un pic black screen, dar după aia o să... se vadă înapoi. Ok, unde e The Forest? Stai așa, downloads. The Forest, The Forest, play The Forest, play. Ok, high. Dar deja că cred că setările se fac automat pe high și pe very high și pe, na, pe alea. Gata. Options, aici dovada. Extreme, sky lighting, on. Totul e pe maxim, bă, V5 nu-l vreau. Totul e pe maxim. Ieșim sing new game. Apropo, pentru cei care nu știu, V5 e sincronizarea jocului, gen, dacă ai o placă video mai slăbuță să nu o s-o forțezi. Deci eu am dezactivat pentru că na, mere. Mare, mă, mare, cum să nu mare, mă. Ok, să așteptăm să încarce. Via loading screen-ul ăsta să termine. Dar oricum eu zic că o să meargă foarte bine, n-o să fie probleme. Ok. Uite, wow, ce să mai frate, deci ce șmecher. Ce faci copil, copil urât, copilul pute, ia, na, mereu bine, ce să zici, press space cu chip. Oh, nu, se aude ceva urât. Ok, nu știu ce s-a auzit. Oricum am dat skip la toată chestia asta, hai să vedem. Merge foarte bine. Cred că avem vreo 80 de FPS-uri. Wow, merge foarte, foarte bine. Ia uite, frate, n-ai ce să-i spui. Na. Ia uite ce bine merge. Scad FPS-urile? Nu scad FPS-urile, nici măcar nu scad FPS-urile. Ok, foarte tare ea. Hai să spargem bagajele astea. Ce bă, te obosiști? Ah, oh, fuck, trebuia să iau mâncarea. Trebuie să mă duc naiba să iau mâncarea. Bă, cum naiba iau mâncarea? Că eu mor. Nici apă n-am nimic, atât nu trebuia să sar din asta. Hai să mergem să vedem. Ok, deci merge foarte bine, niciun frame drop măcar, uitați ce bine mișcăm, ce, na. Options, totul e very near. E far, medium near și very near, e pe very near. Foarte tare, frate, uite aici. Calitate maxim, custom, high. Nu există very high, nu există, pentru că mai ies și aici și astea, uite, normal. High, medium, high, very far, very near. Sau care e, bă, very far sau very near, că aici vezi low. Eu mă gândesc că e very near, nu? On, extreme, on, 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 original, ai de capul meu. Aged, mă rog. Ia uite. Wow, uite ce tare se vede. Acum e totul mai verde. Ce tare se vede. Mă rog, sper că v-a plăcut acest test de placă video, merge foarte bine, până am n-a picat niciun test, toate.
Deci ne vedem data viitoare. Bye bye.